8 arme de vânătoare, sute de cartușe și aproape 300 de kilograme de carne de vânat, topoare și țigări fără timbru, descoperite în urma perchezițiilor efectuate de către polițiștii biroului arme, exploziv și substanțe periculoase Gorj, inclusiv în municipiul Deva. 7 persoane au fost conduse la audieri. O amplă acțiune de prindere în flagranta unor persoane care ar fi săvârșit fapte de braconaj în zona montană Obârșia Lotrului din județul Vâlcea a fost organizată de către polițiștii din Gorj. Totodată au fost efectuate 7 percheziții domiciliare în orașul Novaci, municipiul Deva și în Voineasa, la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și braconaj cinegetic. În urma perchezițiilor au fost ridicate în vederea cercetărilor 8 arme de vânătoare deținute legal, un amortizor de sunet, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, aproape 500 de cartușe de vânătoare, 280 de kilograme de carne de vânat, 8 trofee de cervide, 3 topoare și 4300 de țigarete fără timbru. De asemenea, 2 autoturisme de teren au fost indisponibilizate. Inițial, toate cele 7 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, ulterior luându-se măsura controlului judiciar pentru 60 de zile pentru 2 persoane. Prejudiciul cauzat este de peste 24.000 de euro.